Eveniment mult așteptat. Luni la un cunoscut local din Timișoara a avut loc lansarea mărcii de bere Marcel Răducanu Heles. Cu acest prilej s-au reunit foști fotbaliști, legende ale sportului rege, comentatori, dar și simpli pasionați de fotbal. Nu au lipsit Emeric Dembroschi, Neluțu Bungău, Ioan Igna sau Nicolae Secoșan. Participanții la eveniment au explicat cum a apărut ideea acestei beri. Am tot făcut interviuri, am scris cărți și cred că domnul Doru este cel mai persoana care are cel mai mare merit la apariția acestei beri. M-a introdus la domnul Răducanu, a fost în ianuarie la Dortmund, am stat câteva zile, am povestit, m-am uitat la antrenamente. Știți, cu campionatul european, Germania, berea, și am zis, domnul Răducanu, da, o bere sau ceva, un produs, să spun, cu dumneavoastră. Și Heles, practic, cu cuvânt german, adică are și partea românească și germană. Și părea un lucru foarte simplu, campionatul în iunie, rezolvăm repede problema. A durat tot proiectul, când ne-am dat seama că sticlele nu se mai produc de bere în România, trebuie importate din Ucraina, etichetele trebuie făcute desenate, de la finanțe trebuie coduri de bare. Marcel Răducanu, unul dintre cei mai talentați fotbaliști români din istorie, a recunoscut că la început a fost sceptic în ceea ce privește lansarea berii. Mulțumesc lui Milan pentru ideea care a avut-o, m-a vizitat la București, la Dortmund și am stat mult de vorbă cu el și el a avut ideea să promovăm o bere și mi-a zis, prima dată n-am înțeles că ce vrea, că nu fotbal, bere, am zis, mă, trebuie să ne gândim bine dacă este ok. Și după aia intervin și Doru Plăvițu, prietenul meu cel mai bun, și ei m-au susținut în continuare, adică ideea a susținut-o și el și domnul Gheorghiță Lepădat. Da, și acum suntem aici, să vedem ce o să fie. Întâlnirea nu a oferit doar prilejul degustării berii, ci a fost și una de suflet pentru a celebra prietenia între foști colegi de generație. Eu mă bucur întotdeauna când îi văd pe băieți, pentru că pe Bungău l-am văzut de mai multe ori când făceam cantonamente aici la Timișoara, venea tot timpul la noi să ne viziteze la cantonament. Pe Dembroschi, sigur că un mare, mare jucător, l-am luat în brațe și am venea să plâng, pentru că a fost un fotbalist adevărat și îmi pare bine că au venit și mulțumesc lui Doru pentru că i-a invitat pe toți și asta înseamnă respect și toți au venit pe care au spus că vin. Dincolo de a ciocni un pahar cu bere și de a depăna amintiri, Emeric Dembroschi nu a uitat să puncteze valoarea fotbalistului Marcel Răducanu. Marcel Răducanu a fost un fotbalist de excepție. Un fotbalist de mare valoare și ne-am împrietenit odată la Felix cu nevestele și cu fiul meu, cu el, cu nevasta și ne-am povestit acolo, am stat împreună cu el, cu Steaua, eu cu Poli era sau cu Bacou, nu mai țin minte. Și de atunci am rămas apropiați, prieten, așa, mai ales că Marcel era un jucător de excepție și mie îmi plăcea treaba asta, îmi plăcea să fiu prieten cu jucători mari, că atunci mă simțeam și eu mai în largul meu. După evenimentul de la Timișoara, Marcel Răducanu va pleca și în alte orașe ale țării pentru a-și prezenta marca de bere.